ziua, dragi telespectatori! Bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Ceresela Libec, gazda dumneavoastră. Astăzi ne reîntâlnim cu Vladimir Agachi, dirijor, lector universitar, doctor, care a venit însoțit de Alexandru Agachi, pictor, lector universitar, doctor. Bine ați venit și ați revenit la noi în studio. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Mă bucur foarte mult să fim împreună. Mă bucur și eu de asemenea și mulțumesc. Da. Să spunem că pe el cheamă Matei, în general, în lumea artei. De fapt, noi nu prea folosim numele de Alexandru, dar este drept că e primul lui nume. Exact despre ce vorbeam mai înainte, că ne voi încurca, fiindcă fiecare dintre domnii invitați astăzi de mine au câte două nume. Da. Dar ne vom folosi de numele de Vladimir și de Matei, da, ca să transmitem o informație foarte folosită. Acestea sunt numele cel mai des vehiculate, da, când se vorbește despre voi. Ne-am întâlnit cu bucurie, ca să vorbim despre bucuria vieții în primul rând, acea călătorie muzicală pe care Vladimir ne-o propui toamnă de toamnă, și da, care va fi însoțită și de o expoziție plină de vibrație și de culoare pe care Matei a pregătit-o. Să le luăm așadar pe rând și să vedem exact cum va fi concertul din această toamnă, care e atât de aproape, în 8 octombrie. Da, mai sunt câteva zile. Azi este marți, nu? Deci de azi într-o săptămână. De azi într-o săptămână, la auditoriu maximum, la ora 7, la ora 19. Cum a venit ideea acestui concert? M-am gândit așa, mă rog, de fapt a venit în timp și după multe discuții cu multe persoane, că există un moment sau există momente în care reușim să strângem înăuntru nostru sau să scoatem dinăuntru nostru un sentiment, o emoție care se manifestă într-o vibrație de bucurie, de recunoștință. Și întotdeauna, adică cel mai des am asociat bucuria cu recunoștința și din recunoștință pentru acest sentiment am căutat să găsesc o cale să-l transmit prin metodele sau prin instrumentele de care dispun eu cât mai multor oameni. Și așa a luat naștere bucuria vieții. Oricum, bucuria este, cred că, mai valoroasă și decât altele extrem de râvnite, precum fericirea. Da. Mai greu ajungem sau e mai puțin statornică, da, în viața noastră, mai accesibilă, nu? E bucuria. Da. Și cred că e o bucurie când ai alături fratele tău, pe da, fratele tău, nu? Da. Să experimentați o astfel de asociere între muzică și pictură. Matei, nu ești la prima întâmplare de acest gen. Îmi amintesc că și în anul trecut am văzut expoziția pe care tu ai avut-o în zona aceea frumoasă, în foaierul auditoriumului. Și a fost exact în timpul aceluiași concert. Adică, mă rog, numele e același, Bucuria Vieții, dar e altă configurație. Da. În anul acesta expoziția ta va avea numele Vibrația Eternității. Da, da. Dacă vrei să ne spui ceva. Sigur. Știi, și muzica este cifrată, dar exact, și pictura. Exact, să înțelegem exact ce e acolo, dacă ne deschizi ochii, da, explicându-ne puțin. Până la urmă, eu așa cred că arta trebuie să transmită această vibrație. Cumva arta trebuie să vizeze idealul, frumusețea, inefabilul. Și muzica, în forma ei ideală, în forma ei cea mai bună, pe care o cunoaștem de multe ori, transmite această stare de bucurie și de elevare. Și același lucru încerc să realizez și eu cu alte mijloace, prin pictură, cumva să transmit această stare de bucurie pe care eu o realizez prin concepția acestor picturi, modul în care eu consider oportun. Și cred că se întâlnesc arta cu pictura, cu muzica, se întâlnesc în acest punct al transmiterii vibrației eternității. Cred că și muzica pe care a ales-o Vladimir va transmite același lucru și se vor întări. Dar eu sunt foarte curioasă, vreau să te întreb, atunci când ai pictat lucrările, da, din expoziție,
Ai ascultat muzică? Absolut, da. Cu siguranță. Și o muzică cu altă vibrație. O muzică cu altă vibrație. Da, da, așa. O muzică cu altă vibrație vom asculta și noi, atunci, la concert, când Young Famous Orchestra va fi sub bagheta ta, Vladimir. Da. Și am văzut că vei avea și un invitat special. Da. Poate ne spui ceva și despre asta. Da, Stan Zanfirescu. Este prima colaborare pe care o am cu el, ca muzician. Este un om extraordinar, e unul dintre cei mai buni chitariști din România și a fost așa de când îl știu. El mi-a fost coleg de facultate și s-a legat o prietenie strânsă între noi pe băncile facultății din anul întâi, țin minte și acum momentele în care fraternizam. Dar din păcate nu am avut niciodată posibilitatea să colaborez cu el pe plan muzical și asta este prima. Prima dintre colaborările pe care sper că le vom avea. Poftim? A apărut oportunitatea. Da, da, m-am gândit. Cum m-am gândit? Să și spun așa. M-ar fi bucurat de ceva vreme să dirijez concertul de Aranjuez pentru chitară și orchestră. Mai degrabă partea a doua, mișcarea a doua, cea foarte cunoscută, în care se îmbină diferitele solo-uri instrumentale din orchestră cu chitara și am avut această idee să pornim din liniște și să mergem spre liniște, deci ca și muzica se naște din nimic și se termină în nimic, dar de fapt nimicul este și el plin de tot. Și atunci am avut ideea să-l contactez, să văd dacă e disponibil, pentru că de ceva vreme, mă rog, viața ne-a dus în părți diferite și m-am bucurat foarte mult că era și că putem să facem împreună acest concert și avem multe surprize și bucurii să oferim publicului și cred că o să fie plin de minunății acest concert. Întotdeauna da. De la concertele tale lumea iese cu altă stare mult mai bună și cu o încărcătură de emoții pozitive. Da. Da. O întrebare pentru Matei. Matei, câte lucrări vor fi în foyer? Da, vor fi 20 de lucrări. De data asta, asta ne gândeam, ne-am adus aminte cu Vlad că anul trecut am avut tot 20 de lucrări, doar că erau de dimensiuni mai mici. Anul ăsta o să fie de dimensiuni mai mari, în jur de 150 pe 100 de, pe 100 de centimetri, cea mai mare lucrare, și se vor păstra în jurul acestor dimensiuni de peste un metru, lungime și lățime. Și dacă vor vrea să plece acasă cu lucrări? Cu siguranță se va putea și aș fi foarte încântat. Cred că și cei din sală vor fi bucuroși. Da. Bineînțeles, și chiar asta discutam cu Vladimir mai devreme, că de fapt muzica cumva te deschide spre percepția asta superioară și sunt mult mai receptiv când privesc arta. Sigur că da. Plastică, e mult mai accesibilă o formă de artă dacă e însoțită de altă formă de artă. Da. Deja ești setat pentru a fi mai deschis în a vedea și auzi lucrurile. Da. Despre asta vorbeam. Da. Și diferența între sincretismul artelor și succesiunea lor. De data asta am ales să succedăm momentele în care publicul va fi expus la muzică, iar apoi va vizualiza lucrările. Să nu fie lucrările în același loc și doar să facă parte din mediul ambiental. Pentru că ele, și muzica, și arta plastică, și lucrările lui Matei, merită întreaga atenție a spectatorului. Și din acest punct de vedere este mai bine ca ele să fie separate și practic între cele două părți ale concertului va fi vizionarea expoziției lui Matei în foyer. Da. Și probabil și pe culoarele. Pe culoare. Da, și da. Pe culoare. Da. Da, și poate că n-ar strica și după concert să mai poată zăbovi mai mult. Sigur. De ce? Pentru că ești mult mai reflexiv. Da. Vezi picturile exact ca într-un muzeu sau ca într-un la un vernisaj. Da. Și să revii asupra lor după ce te-ai impregnat cu alte, în alte emoții artistice și profunde emoții artistice. Da. E o idee foarte bună. Da, putem să facem asta, sigur. Atunci deja e mai multă tihnă, nu e grabare întoarcerii în fotoliul spectatorului
Da, exact. Așa este și exact. Până la urmă așa s-a petrecut și data trecută. Da. Într-adevăr a fost un răgaz după concert în care oamenii au discutat cu mine, au fost interesați să afle cum de-am ales anumite subiecte, de ce, ce vrea să exprime acel titlu și cumva care sunt motivele pentru care am realizat acea lucrare și multe altele. Și acum, dacă tot ai ajuns la cuvântul titlu, mă simt obligată să îi anunț cu mare drag pe cei care ne văd că tu ești și autorul unor cărți. Una da, dintre ele chiar Lumina și Întunericul se numește și cealaltă Scrisori către sine. Când am văzut titlul acesta, Lumină și Întuneric, îți spun foarte sincer, Matei, că m-am gândit foarte rapid la lucrările pe care le-am văzut în anul trecut în expoziția din foyer, care sunt extrem de pline de culoare, vibrantă culoarea pe care o folosești, multă lumină, multă căldură și... Acum te întreb, de ce titlul acesta, Lumina și Întunericul? Inițial m-am gândit, când am ales acest titlu, acest titlu a fost pentru teza mea de doctorat și m-am gândit cumva că în contraparte cu Lumina poate să vină Întunericul, dar nu neapărat și am încercat să elaborez în această teză ideea care e foarte reală, că Întunericul nu este neapărat de lepădat, adică într-adevăr este în antiteză cu Lumina, dar până la urmă, de multe ori, să dau așa un exemplu metaforic, din noroi cresc florile. Și până la urmă are un rost, un scop și Întunericul, chiar dacă antitetic, ca să împuternicească, să întărească Lumina și Lumina datorită lipsei ei, are o putere mai mare. Că până la urmă chiar asta e, nu? Și Întunericul e absența luminii, nu este acea. Tot prin cuvântul lumină definim și Întunericul. Exact, la tine mă gândeam acum ce bine ai știut puncta în concertele tale diferența între sunet și tăcere. Da. În timp ce vorbeam cu Matei. Da. Vezi tot așa un dualism interesant. Eu cred că există. Care definește. Exact. Este aceeași situație și Întunericul și liniștea, în experiența mea, amândouă sunt ca niște pânze pe care se aștern sunetele sau culorile. Pentru că fără liniște nu ar putea exista sunet și fără întuneric nu ar putea exista lumină. Adică avem nevoie de ambele ca să putem. Da, și e bine să ne exprimăm. Da, și e bine să ne familiarizăm și să iubim și partea întunecată sau liniștea dinăuntru nostru. De multe ori ne e frică de liniște. Ne e frică de liniște și ne e frică de întuneric. Da, crezând că acolo e ceva misterios și grav, dar poate că nu este decât ceva ce e luminos și bun. Da. Vreau să mai spun ceva despre picturile lui Matei, pentru că eu sunt în contact cu ele de ceva vreme. Mă gândeam că zici că de o viață, Păi nu, adică mai ales cu acestea mai noi, da. Știu că la un moment dat mi-a făcut cadou o pictură pe care o râvneam dintre cele pe care le pictase el și era și mare și multă vreme a stat pe unul dintre pereții în casă și stăteam pe canapea și mă uitam la ea, o contemplam din când în când și mi se părea întotdeauna că e diferită, dar mi se părea așa că practic vorbește despre paradis și având această discuție cu el că își dorește să facă niște picturi dintr-o serie care să evidențieze sau să exprime, să portretizeze paradisul în accepția lui, am realizat faptul că este exact același lucru pe care vreau să-l fac și eu în cadrul concertului și eu vreau să creez o fărâmă de paradis și de aceea am propus de la primul concert Bucuria Vieții să colaborăm. Pentru că am impresia că ceea ce aduce el adică potențează efectul muzicii, iar muzica poate să potențeze efectul picturilor, iar până la urmă acesta este cadoul pe care îl facem spectatorului, care va veni și se va infuza de toată această energie pe care noi o punem, pentru că și el pune în timp ce pictează și eu pun în timp ce concep, adică nu am compus lucrările pe care le... sau poate că, cel puțin acum nu am compus lucrările pe care le dirijez, dar le infuzez. Și când le studiez, personală, și când le studiez și toate acțiunile pe care le fac cu privire la acest concert sunt îndreptate înspre acest scop final de a dărui acest cadou
extraordinar de bucurie prietenilor mei din public, care să le ducă și mai departe. Da, până la urmă, orice artist se pune pe el în ceea ce face. Da, da. Da, da. Am o întrebare, Vladimir, pentru că da. În celelalte concerte la care am fost, ai avut și o latură de umanism și generozitate către cei care sunt în sală și care poate n-ar fi fost da. În sală dacă nu era generozitatea da. Ta. La Bucuria Vieții, la acest concert, ai gândit, vor fi participanți și invitați speciali din grupuri mai puțin da, favorizate? Da, de fiecare dată avem acest aspect în sala noastră și aș putea spune că suntem binecuvântați acum și la ultimele două evenimente, adică și la acesta și la cel de dinainte, la Sinfonia Iubirii, am avut câte un partener, de fapt același partener, Parapet, care ne-a ajutat să asigurăm locurile, pentru că până acum le dădeam noi, practic le dădeam noi din sală, după care am făcut o campanie umanitară, o campanie socială și comunitatea din Cluj a sărit în ajutor ca să poată să susțină, să ne susțină, pentru că era un cost relativ mare pentru noi să facem acest lucru, deși până la urmă efectul pe care îl are expunerea acestor copii la evenimentele noastre este, nu poate să fie cuantificabilă nici financiar, dar totuși și noi trebuie să ne susținem și acum avem această binecuvântare că avem un prieten care e alături de noi și nu știu exact câți copii vor fi, dar vor fi. Sperăm că vor fi spre 60, așa am înțeles, dar nu știu oricum, încă. Oricum, e important că vor fi și da. Cu cât sunt mai mulți, sigur, cu atât mai bine. Da. Da. E un mesaj în tot conceptul acesta de colaborare, da. Să fiți alături, da. Sunteți alături voi doi, da, frații da. Agaki, sunt alături parteneri de ai voștri, sunt da. Alături în sală oameni care sunt da. În sine și ei niște prieteni da. Păi ai muzicii și a da, picturii da. Și ai voștri. Și ai noștri, ai noștri. Da. Da, da. Da, da, e incredibil. Întotdeauna m-am gândit că ar fi minunat să fim o sală de 500 de prieteni sau de 800 sau de 1000 de prieteni care să ne susține reciproc și să creăm împreună, ghidați, pentru că e bine să fim ghidați, să creăm această vibrație minunată și atât de puternică, pentru că până la urmă noi fiecare, adică împreună, suntem mult mai mult decât suma tuturor părților. Absolut. Da. Absolut. Da. Și da. Avem de asta, din cauza asta avem și niște exerciții pe care le propunem, niște jocuri pe care vrem să le facem împreună cu toată lumea. Să vedem ce va ieși din ele. Cred, sunt convinsă că va ieși ceva foarte frumos, ca de obicei. Dar vreau să te întreb, Matei, tu la câtă participare la evenimentele lui Vladimir ești? Cred că la a doua. La a doua? Așa, practic da. Să particip și eu cu un aport. Da. Artistic, dar am participat întotdeauna la concertele lui. Dar da. A doua acum participare cu participare cu și cu lucrări. Da. Da. Cred că a doua, da. Da, ce alte proiecte ai tu personal? Până la urmă, da, cu siguranță îmi doresc ca în fiecare an aproape să încerc să realizez câte o expoziție personală. Anul ăsta cu aceasta sunt două expoziții personale și să scriu în continuare, desigur am un proiect de carte în continuare. Mă gândesc să, de fapt am textul, trebuie să-l transpun. Bravo! Asta mă îmbie să te invit și la o următoare emisiune în care să vorbim despre cărțile tale, da. Să vii cu cărțile tale. Cu bucurie și mulțumesc! Să... Aș veni cu drag și am avea ce discuta, cu siguranță. Da, că... sunt convinsă, da, sunt da, convinsă. Da. Trebuie să le spunem spectatorilor noștri, telespectatorilor noștri, că pe lângă faptul că sunteți artiști, voi mai aveți și alte roluri importante, da. Cadre didactice, universitare, manager al orchestrei. Sunteți impregnați cu roluri mai multe și părinți sunteți, da. Și prieteni sunteți. Da, da. Da. Duceți o viață plină, da. Care cred că a ajuns să cunoască din plin Bucuria Vieții. Da. Aș zice că aș fi recunoscător, să zic așa este. Da. E, întotdeauna este un punct de vedere din care putem să-l privim. Spuneam înainte, nu o să repet foarte mult, faptul că aveam o idee în facultate și în liceu sau poate în gimnaziu despre cum e un adevărat artist.
așa, o persoană bântuită de imagini ale creației. Da, ale creației pe care le reprezintă și care își pune întotdeauna problema să ajungă la esență, cum ajunge și din punctul ăsta de vedere am considerat că nu sunt un artist adevărat pentru că nu puneam aceste probleme și mai ales pentru că viața întotdeauna mă împingea să fac și alte lucruri pe lângă asta și după aia mi-am dat seama cu mare părere de rău că partea de artă nu este atât de mare pentru că există foarte multe alte lucruri pe care trebuie să le faci și în secolul 21 în care ne aflăm în momentul de față nu poți să fii închis într-un studio sau într-o cameră și să cu o partitură în față sau cu o pictură și după aia lucrurile să se rezolve de la sine. Adică trebuie să fii și managerul tău, trebuie să știi foarte multe, să ai multe cunoștințe din multe domenii, să poți să menții relații, conexiuni, să creezi noi conexiuni. Și ea zice că dacă cineva își dorește să realizeze arta, trebuie să, un domeniu să fie realizat într-unul dintre domeniile arte, trebuie să cunoască exact ce zicea Vladimir, multe alte aspecte din celelalte domenii și până la urmă și organizarea, bună organizare, disciplina. Acestea țin de artă, nu poți să fii un artist, sigur că mai sunt și cazuri, dar trebuie să fii organizat, trebuie să ai o rigoare, niște repere, care sunt ancorate în multe alte aspecte ale vieții. Dar atât de frumos completează viața noastră arta și exact cum se spune, nu, că frumusețea va salva lumea. Da. Ne salvează cumva sufletele și ne oferă acea bucurie și sentiment de plenitudine. Da, nu? Da, da. Da. Și trăind-o conștient, pentru că noi suntem expuși la anumit stimul și avem în noi sau se creează sau cel puțin intrăm din când în când în reverberație cu aceste emoții foarte înalte de recunoștință, de bucurie, de fericire, cum vrem să-i spunem, dar de aceea țin foarte mult să fim conștienți la acest lucru și să încercăm să le creăm, pentru că și noi suntem creatori. Practic, noi asta putem face, creăm lumea cu ajutorul viziunii noastre, cu ajutorul imaginației noastre și dacă, adică decât să creăm o lume de coșmar, de ce să nu creăm o lume de vis, de paradis? Și acesta este un subiect, mi-a ridicat mingea. De fapt, arta ar trebui să vizeze elevarea și bucuria personală, să cumva să transmită o stare care să te ridice, să te înalți, nu să te coboare. Sigur că arta te poate și coboră dacă vrem chiar. Putem să facem ceva sumbru, sinistru și atunci nu e neapărat un scop în ceea ce mă privește pe mine, cel puțin. Arta trebuie să eleveze, să te înalțe, să te bucure, să te apropie de ideal. Sigur, că dacă are un anume dramatism, tot ne ajută să ne eliberăm până la urmă. Da, până la urmă tot liber și luminoși vom fi. Da, exact. Subiectele dramatice întăresc sigur. Aspectul frumos. De exemplu, opera lui Dostoievski e destul de dramatică, dar e de fapt luminoasă. Da, sigur că da. Dragi telespectatori, se apropie marți-octombrie, ora 19 și în sala Auditoriu Maximus este bucurie, e bucuria vieții și alături de Vladimir Agachi și Young Famous Orchestra, de invitatul special Stan Zanfirescu, se află și Matei Agachi cu lucrările sale. Noi vă invităm să poposiți în acea seară pe acea stradă și să vă bucurați. Ne-am bucurat. Mai voiam doar să spun că și n-am vorbit foarte mult despre asta, nu e chiar o surpriză, dar vom avea o colegă cu noi, o fată minunată, Smaranda Ciurdărean, care va avea și ea o carte, va avea o vânzare de carte și ea a vrut să se asocieze cu noi pentru că a simțit că felul în care noi ne raportăm la viață este foarte asemănător cu ea. Și are o carte de dezvoltare personală care se numește Față în față cu mine. Față în față cu mine. Și poate doresc, să ca mai multă lume să fie față în față cu ei înșiși. Da. Probabil după concert și după ce se întâlnesc operele lui Matei, vor fi mai reflexivi și se vor întâlni și cu ei înșiși, cei care vor fi acolo. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această emisiune și vă mai aștept pe amândoi și pe Matei cu cărțile sale, în mod special. Mulțumim și noi, și vouă vă mulțumim, și vouă vă mulțumim și vă așteptăm cu drag. Și cu bucurie. La revedere! La revedere!